În cadrul programului de comunicări prepascale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie împreună cu Arhiepiscopia Timișoarei și ASCOR, filiala Timișoara, a avut loc ieri în sala Capitol a Filarmonicii Banatul conferința Creștinii de Ocazie. Aceasta a fost susținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie din Sibiu. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Cred că despre creștinismul de ocazie poți vorbi uitându-te la ce se întâmplă în țară. Dacă ne vom uita la televizor zilele acestea, vom vedea că iarăși vom vorbi despre alimente de post, iarăși vom vorbi despre masa de Paști, iarăși vom vorbi despre iepuraș și despre tot felul de produse, uitând că în sine toate acestea nu sunt determinate în societate decât de faptul că în mentalul colectiv, dincolo de orice fel de aparență, totuși Hristos a înviat. Ei, această lipsă de respect pentru ceea ce pune în mișcare toate celelalte lucruri ale mentalului colectiv, fie că e vorba de imaginativ, fie că e vorba de lucrurile reale, cere dinspre partea bisericii respect măcar pentru liniștea necesară desfășurării vieții sale liturgice. Astăzi la librăria Cărturești din Timișoara au fost prezentate două dintre noile cărți ale părintelui Constantin Necula. Duminici de fiecare zi și Pedagogia poveștii a fost odată pe când poveștile nu aveau televizor. O carte foarte interesantă în care părintele Necula repovestește câteva dintre poveștile fundamentale și formatoare ale noastre, ale românilor, și încă o carte în care ne livrează, dacă mi se permite acest termen, câteva pastiluțe duhovnicești pentru fiecare duminică din an, pe care, parcurgându-le, putem să ne bucurăm de fiecare zi din an și să considerăm, așa cum ne recomandă Sfinția sa, că fiecare zi poate să fie o duminică atunci când Hristos este în sufletul nostru. Următoarea conferință prepascală va fi susținută de părintele profesor Vasile Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în data de 12 aprilie.